acțiunea jandarmii care au participat la acea misiune au respectat și au aplicat legea, cum v-am spus. Acum să intru în dinamică, dumneavoastră văd că cred că vă interesează dacă parchetul a făcut sau dacă așa, știu că sunteți foarte interesați și vreau să lămurez lucrurile. De la parchetul nu am primit decât nimic oficial, decât o singură solicitare să le transmit copiile după actele de constatare, procesele, cele 5 PV-uri care au fost întocmite despre lucrătorii din cadrul JJ Argeș, pe care le-am trimis de săptămâna trecută. Pe data de 17 mai, când a avut loc acea misiune la Topoloveni, pe data de 20 luni, domnul inspector general a dispus o verificare a acțiunii de către corpul de control al inspectorului general al jandarmeriei. Și luni s-a prezentat la sediul IJJ o comisie de la corpul de control, au analizat ad literam tot, de la documente, rapoarte la oameni. Deci toată săptămâna au stat, au verificat misiunea și activitatea și modul cum oamenii care au participat la acea misiune, dacă l-au desfășurat corect sau nu l-au desfășurat legal sau ilegal. Vineri, prin subine, am primit raportul. Eu nu vreau să vă dau citire la tot raportul. Că... Vinerea acum, care a trecut? Da. Vinerea trecută l-am primit, uitați. Încheiat pe 31.05.2019. La secretă de serviciu. Nu, dacă era secretă de serviciu, nu vi-l arătam. Dar nu avem ce să ascundem, pentru că v-am spus, nu vreau să vă dau citire, că este foarte mare. Dar vreau să mă duc la concluzii. Da? La concluzii. Referitor la modul de executare a misiunii, din verificările efectuate, documentele verificate, rapoartele personale ale militarilor, precum și în divizionarea filmărilor operative din data de 17.05.2019, puse la dispoziție de către IJJ Argeș, nu au rezultat date sau elemente care să susțină faptul că jandarmii ar fi acționat ilegal. Da? Asta e raportul Corpului de Control al Jandarmeriei Române. Mai departe, am răspuns la toate... În urma evenimentului am avut 5 solicitări conform legii 544 cu privire la furnizarea de informații referitoare la acțiunea. Le-am răspuns la fiecare punctual și la cei care m-au înjurat și ne-au înjurat. Până 8 mail-uri care pe adresa de a noastră a inspectoratului, în care se arăta modul de acțiune al jandarmilor din care din cadrul unității din data de 17.05. Au fost la fiecare le-am răspuns. Am mai avut un mail prin care se comunică faptul că un jurnalist aduce injurii la adresa IJJ Argeș, pe contul său de Facebook. Astăzi am mai dat un răspuns la un domn deputat care ne-a solicitat la București să... Deci la tot ce am primit din partea cetățenilor, oamenilor, deputaților, senatorilor, noi am răspuns. Stăm, ne punem la dispoziție, dacă parchetul ne solicită și altceva, suntem deschiși să punem absolut tot la dispoziție. Eu vă spun că comandantul acțiunii, care a fost domnul Lupuș, cu oamenii pe care i-a avut la Topoloveni în ziua de 17, au aplicat și au respectat legea. Vreau să vă reiterez, să vă spun din nou, Jandarmeria Argeș și în general Jandarmeria, nu avem apartenențe politice cu nimeni. Nu ne interesează. Rolul meu, cât o fi comandantul Jandarmeriei Argeș, e să aplic și să respect legea pentru toată lumea. Toate misiunile pe care le-a, în jur de 1000 și ceva de misiuni pe lună, Jandarmeria Argeș a respectat și a aplicat legea. Sunt și oameni profesioniști, nu se le spune niciodată nimeni, fă așa, pleacă de acolo, acolo fii mai așa. Domnul comandant, la Topoloveni puteți să spuneți dacă a fost o provocare? N-am. Da, n-am terminat. O să termin, că vreau să vă spun, am vrut să fac, dar fiind și campania electorală, n-am vrut. Am vrut să vă pun un film cap-coadă cu tot ce s-a întâmplat de dimineață, de la ora 7 până s-a terminat misiunea. Deci, încă o dată, noi nu ne gândim sau avem în vedere cine e în partea cealaltă de gard. Păi noi am avut o solicitare în partea primăriei, am făcut misiunea, oamenii au fost acolo, au aplicat și au respectat legea. Eu niciodată nu o să fac de așa natură să nu aplic legea. Am 26 de ani în Jandarmeria Română, am plecat din stradă de jos, am muncit,
Eu n-am ajuns inspector șef peste drum așa. Și rugămintea mea la, nu la dumneavoastră, v-am spus o dată, vă mulțumesc că ați fost corect. Niște site-uri care tot au scris tot fel de prostii, de treabă nu le bag în seamă, nu mă interesează. Problema e că ar trebui mai bine să documenteze și la urmă să vii să faci niște aprecieri la adresa unui om. Că ar fi fost pe 10 august. V-am spus și atunci, nu am avut treabă cu 10, nu am fost niciun om de la Argeș, nici eu nu am avut treabă cu acel eveniment. Că mi-am dat cu părerea, mi-am dat în calitate de ofițer al Jandarmeriei Române și cu o carieră de 26 de ani. Și o fac oricând. Rugămintea mea la acele site-uri, dacă au ceva să mă înjure pe mine, să nu mai înjure oamenii. Și că eu sunt tăbăcit, nicio problemă, să mă înjure că nu este nicio problemă. Oamenii mei își fac treaba, sunt oameni profesioniști, oameni cu experiență. Deci oameni care nu merg pe teren să plimbe. Dacă în secolul 21 am ajuns să ne fie frică să luăm 5 persoane pentru să-i conducem la sediul poliției pentru identificare și pentru întocmirea procesului de contravenție, înseamnă că nu mai facem nimic. Atunci să primim o dispoziție, stăm doar să ne plimbăm pe drum, atâta, să mergem fără să facem nimic. La inundații, la zăpezi, la urși, la toate, sunt aceiași oameni. Sunt aceiași oameni. Nu mi-a răspuns la întrebare. Deci vis-a-vis de... Nu, o să vă termin și cu... Vă răspund la toate întrebările, să știți. Nu. Acțiunea de la Topoloveni a fost o acțiune premeditată. Asta făcută cu... Vă dau argumente și vă pun la dispoziție și un film. A fost... concentrată de dimineață, de fapt o zi, două în urmă, prin liderul acestei hashtag rezist, sau cum, domnul Paparete, mișcări, care așa, s-au organizat în fața la Lidl, au format trei grupuri, au vrut să intre în sala respectivă, nu au putut, au venit, au fost întâmpinați de elementele de dialog, li s-au pus în vedere frumos, civilizat, că nu au voie, având în vedere că există o activitate desfășurată, organizată de primarul orașului Topoloveni. A spus că am înțeles, au vrut iar să vină, iar au venit o echipă de dialog, au stat de vorbă cu ei, le-au explicat, au fost mult mai vocali, după aceea au venit, au încercat să forțeze cordonul de jandarmi, să intre în perimetru în fața acolo, n-au putut, au venit în față la ieșire, s-au pus în față la magazin, dacă vă uitați la prima, unde toți cetățenii au început să înjure și să facă că ce caută acolo și să plece. Ei erau în jur de vreo 20 ceva, n-au fost doar 5. Am văzut o felul de probleme, că am luat 25, că au fost 20, că am luat, nu, am luat pe cei 5, au luat... colegii mei, care aduceau în juri, jigneau și nu se putea discuta cu ei. N-avea. Ei, în momentul când și-au pus toate afișe și au început să strige, să facă tot, să zică tot felul de vorbe și să înjuri, au fost, încă o dată, a venit comandantul acțiunii, să-l vedeți în filmare, și i-a rugat frumos, i-a zis, du-te bă, dar că nu stau de vorbă cu tine, nu avem ce discuta. Lumea din partea dreaptă, erau cel puțin afară, cred că erau peste 70-80 de persoane în oraș, cetățeni, trecători. Deci, comandantul acțiunii, ca să detensioneze problema, trebuie să-i conducă pe cei 5 care n-au vrut să legitimeze. A scos cineva un buletin care l-a fluturat așa. Dacă dați un zoom pe poza aia, o să vedeți că acel buletin este un buletin de fată. Da? N-a vrut să-l dea la jandarmi. Nu puteai să stai acolo, să-i legitimezi și să întocmești procesul. Trebuie verificați. Verificarea asta să știți noastră, că nu, când dai un buletin, nu iei data, nume, prenume, tată, mamă sau anul nașterii CNP-ul. Nu, trebuie să verifici mențiuni operative, dacă este ori, dacă nu este. Sunt mult mai, o verificare mult mai amplă. Ca atare o să vedeți că inclusiv au fost lăsați să filmeze în autospeciale, cele două autospeciale care au condus de la Casa de Cultură până la sediul poliției, 200 de metri, cât au fost 300 de metri. Au fost lăsați și au filmat și mașină, să nu cumva să, domnule, m-a bătut, m-a nu știu ce s-a întâmplat pe acolo.
De ce scopul? Că nu și-au atins ce au vrut să facă și jandarmii de vină pentru ce? Jandarmii au respectat și au aplicat legea. Și așa va face cu toată lumea. Nu numai cu... Iar să nu uităm că domnul Traian Paparete, în data de 14, a organizat și desfășurat o adunare publică și a mai fost sancționat. 1000 de lei. În data de 5-a, a organizat și a mai fost sancționat cu 2500 de lei. Deci nu este la prima, nu a fost un meeting. Probabil le-a plătit. Probabil le-a plătit. Ce sancțiuni poate primi unul până să ia altceva, altă măsură decât o amendă contravențională? Păi asta putem, deocamdată o amendă... A, deci poate să facă și 100 și 200 de amendă? Poate să facă și 100. Asta e. Concluzia. Unde e lege, nu-i tocmeală. Iar legea este una pentru toată lumea. Deși poate uneori și mie și dumneavoastră mi se pare că legea cu pricina e, eu știu, imorală sau poate e depășită. Dumneavoastră credeți că... Că vreodată jandarmeria, eu vorbesc de jandarmeria Argeș, nu vreau să mă pronunț de alți colegi, jandarmeria va avea ceva cu cineva care stă, că în Topoloveni, în afară de cei 20-25, nu știu câți au fost acolo, că nu am fost acolo, erau încă 100, era Topoloveniul plin de oameni. A avut cineva sau vreun jandarm, s-a luat de cineva așa, că vrem noi să facem. V-aș întreba eu, cei 5 au plecat la... Știți ce a strigat un domn din cei 5 când au rugat? O să vă prezint filmarea asta ca să o vedeți, nu ce dau prea anumite surse trunchiate așa și toți spun niște comentatori sportivi pe la niște posturi. Nu, să vezi toată filmarea. A ieșit din mașină, în autospecială și nu este dubă. Da? Este o autospecială, o mașină normală, nu este dubă. Dubă... O să vă arăt o poză afară care e cu duba de jandar. A ieșit afară și a zis, băi, lașilor, ce faceți? Adică, vezi, doamne, săriți dumneavoastră la bătaie și să... Adică, ce faceți? Nu, mă lăsați pe mine să mă ducă să mă verifice și să-mi dea amendă? Modul agresiv, modul... Păi nu mă interesează, încă v-am spus cine, ce... Păi mă interesează misiunea respectivă, trebuie să aplici și să respecti legea. Indiferent de cine e în partea cealaltă. Cum am făcut și anul trecut și de 2017 și în general. Eu nu pot să zic, bă, auziți, lăsați-l mai moale cu domnul Paparete, că lăsați-l să fac. Sau în partea... Că nu pot să fac așa și nu o să fac toată viața mea. Iar eu cât oamenii mei aplică și respectă legea, merg până în pânzele albe. A, când am greșit, o să vin la noastră, domnule, cer scuze, jandarmii au greșit, au făcut. Dar nu poți să mi-acuzi oamenii care au fost acolo, oamenii care stau 12-15 ore în ploaie, în ar, să-i acuz că au sechestrat oameni. Că i-au, ce mai aveam acolo, că i-a sechestrat și că i-a ținut, nu știu cum, până să plece. Au stat acolo 30 de minute, nu știu cât a fost, până au făcut cei de la țării poliți verificările, le-a întâlnit procesul și au plecat. N-a fost nici o sechestrare, n-a fost nici 20 de persoane reținute, nu a fost nici un meeting organizat, adică spontan. Ne-am trezit și noi acum. Totul a fost organizat de dimineață. Cum stau de vorba în toate filmările, cum discută, cum... Mai multe, nu vreau chiar să vi le spun pe toate. Dar v-am spus, o să vină să vă pun, am vrut marți după, dar m-am gândit și... Am zis, bă, nu este în regulă, că am vrut să ies în conferință de presă, să vin cu filmul frumos pe ecran și să vă arăt tot cap-coadă. V-am spus, jandarmeria nu a greșit, nu a încălcat legea, nu a sechestrat pe nimeni și nu a făcut. Și nici nu o să o facă cât o fi eu comandul jandarmeriei la Argeș și nici cred că jandarmeria... Oricum, jandarmeria are competență de a reține pe cineva până vine poliția și că îl prindă, nu aveți... Deci nu este nicio problemă că nu am uitat. Păi asta a fost, am mers cu ei pentru că cei 5 erau cei mai recalcitranți, 4 au fost amendați și 2 dintre ei au fost pentru refuz de legi. Au fost unul extrem de recalcitrant care îi îndemna la, hai să zicem, de sub punere, la, hai fraților să ieșim. Și atât e europarlamentar. Domnul Valu, vă dați seama, e fiecare, nu, noi nu facem. Cum au fost toate adunările, cum a venit și la Câmpul Lung, au fost toată lumea, noi ne-am făcut treaba exemplar și să aplicăm legea și să respectăm legea. Dar ca să arunci cu noroi într-o armă, într-o instituție militară, fără să ai măcar argumente și mai cu minciuni,
Numai cât te-a zis de mine, nu mă afectează pe mine. Eu le spun că poate să zică de mine ce vor. Eu vă mai spun și vă repet, eu am muncit 26 de ani, am învățat, m-am dus la servici, am plecat din stradă, iar munca și meseria pe care eu știu nu o să mă ia nimeni. Niciodată. Iar eu nu stau pe scaunul ăsta pentru funcție. Eu pot să mă duc și mâine operativ, n-am nicio treabă. Dar vreau ca să rămână ceva după mine, să fac ceva la IJJ Argeș. Cum am încercat și cred că am reușit câtuși de puțin, ați apreciat și dumneavoastră în cei 2 ani de când am venit aici. Dar nu vine un terchea, un neca nimeni să comenteze niște lucruri neadevărate. Da, spune de mine ceva real. M-a pus cu o poză pe la Vila Florica, pe jos, pe acolo. Eu n-am fost acolo decât o singură dată. Sau maxim când m-am întâlnit cu doamna primar, cu să-i bag patrula de jandar. Deci, ca să faci mizerii și să denigrezi oameni care sunt plătiți să denigreze alți oameni, este rușinos. Dar mie nu-mi e frică, m-am spus, stau în față, dar să lase oamenii, să nu se mai ia de oameni și de oamenii pe care îi coordonez. Să zică de mine că nu mă deranjez. Nici o problemă. Să terminăm într-o notă optimistă. O chestie tehnică. Vă rog. Filmările făcute de oamenii dumneavoastră, filmările ample ale ceea ce s-a întâmplat. Categoric. La mine orice misiune pe care jandarmeria Argeș o execută este filmată. Deci orice misiune. Acum sunt în curs de achiziționare la niște camere moderne pe care o să le poarte pe ei direct. Pe buzunar. Da. Pentru că astea ne scoate. Eu cum să vă dovedesc asta dacă nu aveam filmă? Ce să vă spun? Domnule, știți că așa e? Nu, da. Oamenii și comisia când au venit la corp de control a luat pe moment fiecare filmarea în parte. Și se vede clar. Se vede clar. Și eu, că n-am fost acolo, dar după ce am văzut, am venit la birou, ne-am adunat în ședință și am luat. Băi, vor fi greșit? Hai să vedem. Păi n-au greșit. Dacă n-au greșit, eu nu pot să spun, să-mi cert oamenii, să spun, domnule, ce ați făcut? Nu, domnule, foarte bine. Ați aplicat și a respectat legea. Asta le-am spus și le spun de când am venit. Domnule, respectați și aplicați legea pentru toată lumea. Respectați cetățeanul, nu neapărat la topologie, vorbesc în general. Tu să-i vorbești frumos, am momentul când te lovește, te atacă și te aduce în jurii, trebuie să aplici legea. Asta e. Cum am avut și la Păulească, cum am avut toate emisiunile pe care le-am desfășurat. Noi venim în sprijinul cetățeanului. Le-am spus timpul de reacție să fie foarte rapid. Dar nu poți să acuzi niște oameni atât când nu au făcut nimic, au aplicat și au respectat legea. Domnul Val, mai vreți să vă lămurești ceva? Mai aveți? Nu, eu m-am lămurit de mult, dar vreau să spuneți și în conferință, că noi am discutat imediat după aia. Eu răspund la toate telefoanele și de la București, toți colegii noastre care m-au sunat, le-am stat la dispoziție. Nu am nimic și nu o să ascund nimic cât și apoi eu știu. Lupu a acordat, dacă nu mai știu, și domnul locotenent colonel Lupu este un om cu experiență mare, cu niște ani în spate, iar eu nu o să cer la oameni niciodată să nu respecte legea. Să le spun, bă, las-o, fac niciodată. Eu le spun să apuce, să respecte legea.